Hello. Who are you guys? We are Matt and Mim. And what do you do? We do acrobatic roller skating, and we're going to perform on this table. No, oh, up no. there? Yep. Wow. Is it dangerous? Yeah, definitely. How does this come about? We're both acrobats. Mm-hmm. We're also a couple in real life. Oh, wow. Ooh. And hey. That's actually our way to be able to work together. Are you married? Engaged. Oh, nice. Congrats. When are you getting married? It's still undecided. Ooh. If you won $1 million, could we set a date? If we do win, yes. So you would get married at the finale? Would you? No promise, but... Well, she said yes. We're judges. We can officiate. Okay. Yeah. Yes, it's a commitment. Okay. You don't seem nervous. We don't seem nervous, but we definitely are. He's scared that he might be wrangled into a marriage date. I wish you guys the best of luck. Let's see what you got. It was absolutely amazing, breathtaking, and I think all of us agree that our hearts are all... Are we okay now? Yeah. We're okay now. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Well done. Thank you for bringing that to our stage. Howie, what do you think? You know, with this stage, with this million-dollar season, people got to take a risk. That was the epitome of a risk. That was crazy dangerous. That was amazing. It also gave me an image of the top of a wedding cake. That'd be very, very exciting. I was truly terrified for you. When we talk about taking risks and going big, this is what we are talking about. That was incredible. Incredible. Matt and Mim, I'm just gonna call you M&M for short, you know what I mean? Tell you something. I love things that I don't expect. I love things that blow me away. This is the million-dollar season, and we are right at the start of it. But when something is that good, you just know. And I really feel like you guys... I really feel like M&M is going to be the next biggest thing to come out of Canada's Got Talent for the million-dollar season!
Congratulations. You guys are awesome. You guys are awesome. Congratulations. Of course. You guys deserve it. Matt and Mim, you are Carney's golden buzzer, which means you're going straight through to the next round, and you have just won $25,000 thanks to CIBC. Happy for the both of you. You absolutely did a killer performance right there. Yeah. Honest to God. Yeah, we've worked so hard. Like... Did you guys ever learn to skate in these? It's amazing. And your hair has been pulled out, basically. Yeah, I think I thought if I had one more day rehearsal, last night I didn't know if I'd be able to do today's show because I lost so much hair. I have like nothing left. I know what you're talking about. I know. No, I'm serious. I know how tough that can be, and I know what kind of pressure that can cause, so kudos to you. So I can't even imagine what that I'll feels like. I'll explain it to you. You are crazy, but crazy good, and this was insane. Thank you, guys. Simon, they were taken from you. Yeah, they were. However, I am still very happy because that was what I call a 10. Yeah. Seriously, no, thank you, Simon. That really was, I mean, dangerous. It looked incredible. It was exciting. Seriously, one of the best we've seen tonight. Thank you, Simon. It means a lot. Was that a performance worthy of champions? That's up to our audience voters, and we'll find out what they decide in next week's finale.
Give it up for Billy and Emily English. Hi. Hi, I'm Annette from Germany. Annette from Germany? Yes, and me and my partner Yannick, we would like to show you a roller performance. And Annette, are you going to do something that you think that could win the show? I hope. All right, good luck. A mais vezes vai, eu não creio que ele faz aí. Mama, nossa.
Gracias. Vai de mine, vai. Hai, mă, acasă. Hai să închidem emisiunea, că e suficient pentru azi. Vai, ai, 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 ai. Muchísimas gracias. Gracias. Bravo, bravo, mă, nene. Gracias. Cine vrea, cine vrea să vorbească? Cine își dorește să spună? Ce să mai zice mandra? Mi-au plăcut elementele executate. Că pe acolo mi s-a părut o ezitare la... a 180-a rotire când o ținea în gură. Tu crezi, ai impresia că celebrul Ken putea să facă așa ceva? Niciodată, no, niciodată, nunca mas. Nunca mas. Oricum, stați voi liniștiți că după el s-a luat Ken. Adică întâi a apărut el și după aia l-au inventat pe Ken. Doamne, ce moment. Ne-ați lăsat mască. Am mai văzut încercări de genul acesta, dar mi se pare că sunteți cei mai buni pe care am văzut pe domeniul ăsta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Mă, sunt și talentați. Arată și bine. Sunt și frumoși. Sunt și familie. Sunt și fra-familie. Să... sunt și înțeleg. Cumva mi s-a părut că la un moment dat, cum o arunca așa, o târnuia, dădea cu ea sus-jos, iar am văzut și jocurile copilăriei și ea se bucura, înțelegi, că mai avea puțin și mușca din scena aia și iar nu mușca și iar mușca și așa mai departe. Deci, bă, cred că pe noi ne înspăimântă că sunt, nu știu, sunt acolo, la graniță cu perfecțiunea, altfel nu-mi dau seama. E prea bine, adică e prea bine. Gracias. Ok, fiecare dintre noi lucrează în showbiz, da? Și în momentul în care vezi ceva, un număr sau pe cineva care pare că se apropie de punctul ăla maxim, așa cum îl percep eu, bă, nu se poate să nu simți chestia asta, adică nu se poate să nu recunoști performanța dusă la maxim. Adică eu nu știu unde se poate mai mult de atât în tipul ăsta de... vorbesc mult. Ca să nu mai vorbesc atât de mult, fac un lucru care îmi vine acum și... Este unul dintre cele mai spectaculoase numere pe care le-am văzut eu în astea două sezoane de când sunt la România au talent. Au o nebunie copiii ăștia doi, care cred că vine din faptul că sunt frați. Eu cred că au evoluat bazându-se pe încredere. Eu vreau să-i văd în finală pe oamenii ăștia doi. Lost and found, it's my final mistake. Love.
veliki ste. Ne, svršio se, ja podržava. Ще ли къде отива това нещо? Не! Са завързани очи! Е, това е откачена история. Той ти върза очите, ме хора. Ау! Аз съм малко без думи. Аз съм много без думи, приятели. А мисля, че когато човек е без думи, може да направи само едно нещо.